Salut tuturor! Eu sunt Dan, sunt animator la oratoriu din Chișinău. Astăzi să încerc să fac eu gândul de noapte bună, ceea ce vrea să ne aduci mai minte puțin de momentele grele pe care le-a avut Don Bosco. Cu toții știm că încă în început lui nu-i mergea oratoriu așa cum el dorea, el nu găsea un loc potrivit unde să-l facă, el nu avea finanțele de care avea nevoie și în ultimul rând atunci era holera. Am vrut să adaug despre aceasta puțin pentru că este o situație cam de același tip cum noi îl avem acum. Nu știm când se va finisa această situație, până când aveam doar câteva cifre, niște date, dar acest noi moment se poate schimba. Iar noi trebuie să fim optimiști, să mergem mereu cu capul în sus, pentru că totul va fi bine. Aș vrea ca gândul de astăzi să fie mai mult un lucru pe care îl făceam la vara împreună în fiecare dimineață, și anume rugăciunea Imatorului. Pentru că în aceste clipe să ne aducem aminte de toate momentele, cât grele, atât și frumoase, pe care fiecare din noi le-a trăit. O, Doamne, îți mulțumesc că am crezut că eu însumi pot sluji pe cineva și cu ceva anume. Îți mulțumesc pentru că viața pe care tu mi-ai dăruit-o mi arată că eu sunt important pentru tine. Îți mulțumesc pentru bucuriile pe care mi le dai, dar mai ales pentru dificultățile cu care tu mă înveți și mă ajuți să devin mai matur. Din capacitatea de a vedea mereu cu alți ochi lucrurile de fiecare zi, pentru a le face din ce în ce mai noi. Învață-mă să trăiesc cu pasiune și nu din obișnuință tot ceea ce viața mă oferă. Să pun suflet chiar și în lucrurile care mi se par mai dure și banale. Fă ca ziua meu de tânăr animator să fie înainte de toate o ocazie prin care tu mă înveți să iubesc, iar apoi mijloc prin care tu ai ales să arăți lumii dragostea ta. Însoțește-mă, Doamne, pentru că de multe ori e dificil să găsesc cărarea care duce la vârf. Amin. Mulțumesc tuturor care m-au ascultat și nu uitați să aveți grijă de voi și de cei apropiați. Sper că ne vedem în curând și până acum, pa, pa!